Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. După cum vedeți, în timp ce am amestecat cărțile, au avut câteva să se arate. În mod special, au venit aceste două, Faetonul și Diavolul. Sunteți obsedați să faceți o călătorie, dar mare grijă că această călătorie nu este către sufletul vostru perechi, este către un suflet karmic, da? Călătoria merge către diavol, către o obsesie, obsesie fizică, mare, mare grijă. Poate să fie un contract la locul de muncă pentru unii dintre voi care, din păcate, ia uitați, vă blochează destinul, vă blochează vindecarea. Mare grijă. E o situație la distanță, e o situație la distanță în care probabil vă simțiți abandonat și vreți să recuperați acest abandon într-o formă sau alta. Poate cineva v-a creat iluzia unei abundențe și apoi, sau unui iubiri și apoi v-a abandonat. Ar fi trebuit să-i blocați, dar voi sperați că vindecați lucrurile. Însă, de fapt, îmi pare rău, nu știu, așa simt. Că sunteți unii dintre voi într-o confuzie. Văd faetonul, da? Care, în loc să meargă către stea, merge către diavol și alegerile acestea, de fapt, implică blocajul, uitați, vindecării. Pentru cine o fi, o fi. Mare grijă. Acum, poate unii vreți să mergeți către cineva cu planete în zodia Capricornului. Asta e ok. Mie, repet, nu-mi place să asociez diavolul cu zodia Capricornului, așa cum nici steaua nu poate fi asociată cu zodia Vărsătorului. Pentru că nu toți vărsătorii sunt atât de înalți și nici toți capricornii nu sunt atât de decăzuți. Așadar, vreți să luați cum vreți, mesajul este alegerea voastră. Hai să vedem. Leitmotivul acestei luni, februarie, fecioară. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Februarie 2022. Făcut deja 2002, 2022, de fapt. Și eu încă n-am vorbit despre acest an. Ia că așa. Ce e asta? Ela. De fapt, nu sunt eu. Aici nu sunt eu. Fecioară. Soare. Măi! Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Un mesaj. Light motivul acestei luni, eventual. Interesant ce a venit. Orca. Văzut dacă înțeleg. Conexiune tarantula. Vă blocați fericirea într-o conexiune destul de adictivă. Te urcă. Mai dacă văd eu ce scrie aici, nu știu ea să înțeleg. Poate reușesc aici. Ce înseamnă? Somnolens? Stare de somn, de reverie. Chiar nu știu, uite să mă uit pe dicționar ce înseamnă somnolens. Loneliness, da? Solitude. Dar e o stare de vis. Mare grijă la iluziile pe care vi le faceți. Aveți impresia că trăiți o fericire, dar de fapt riscați să fie o iluzie. Vedem. Asta pentru că fericirea este blocată de o conexiune. Care vă înfășoară. Hai să vedem alte cărți. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, februarie 2022. Odată. Mai. Deci. Hai. Odată. De două ori. De trei ori. Ia. Trebuie să alegeți, să vă faceți planul. Vreți să mergeți într-o călătorie. Ori casa, ori călătorie. Sunteți îndrăgostiți de cineva care v-a refuzat. Și voi ziceți că e sufletul vostru pereche, rămâne de văzut. Central. Vă simțiți abandonați. Singuri. Da? Singuri. Cinci de cupe.
Provocarea este să fiți în echilibru, să vă vindecați. Uf! Așa, provocarea este să lucrați cu îngerii, să vă echilibrați emoțional, să faceți curățări energetice de acest sentiment de abandon. În trecut, Marele Preot. Marele Preot înseamnă religie, tradiții, căsătorie pentru unii, o atitudine tradițională, în prezent, 9 de monede. Poate că ați fost căsătoriți și acum sunteți independenți. Dar cei care sunt independenți nu se simt abandonați. Aveți mare grijă dacă sunteți, da? Decât să aveți acest sentiment de abandon, concentrați-vă pe independența voastră și pe vindecarea voastră, care vă va aduce altfel de abundență și altfel de creștere, un nou. Nou e spiritual, da? În viitor, regele de spade. Ce înseamnă acesta? Înseamnă foarte multe. Nu înseamnă nu să ai semn de aer, cum știu că cineva se gândește. Nu. Înseamnă rațiune. Înseamnă înțelepciune. Dar o să clarific ce acest rege de spade. Sfatul magicianul. Să manifestați. Dar ce să manifestați, dragii mei? Echilibru și independență. Acestea sunt cărți puternice și frumoase. Vedem și la clarificări, pentru că întreaga poveste se poate schimba când începem clarificările. Turnul în exterior, separarea de cineva, un eveniment neașteptat, niște vești neașteptate, iar separarea bruscă de cineva vă influențează. Ar fi frumos să fie și trezirea cuiva, dar mă cam îndoiesc, rămâne de văzut. De ce vă este teamă de 8 de cupe? Pe de-o parte, nu vă puteți detașa emoțional de această situație, de separarea dintre voi și cineva. De sentimentul de abandon, da, este și provocarea grea, să vă vindecați. Pentru că noua de cupe merge către vindecare, pentru că merge către, de fapt, o merge către nouă, merge către, iar nouă e spiritual, către dragoste față de voi, cu alte cuvinte, către vindecare. Dar aici e provocarea. Voi încă, unii dintre voi nu sunteți vindecați. Ce vă doriți, cavalerul de cupe? 8 și cu 1, 9. Da, vă doriți, poate, dragii mei, poate vă doriți o romanță. Dar cavalerul de cupe e un romantic. Vă doriți o eventual să oferiți cupa cuiva, dar dacă oferiți cupa cuiva din acest sentiment că auleu, m-a abandonat, greșiți. Greșiți. De-aia a apărut și diavolul. Manifestați din frică, din lipsă și din nesiguranță. De-aia zic, trebuie să fiți în această perioadă, teoretic, ar trebui să manifestați independența voastră. Să vedem ce reușiți să faceți. Puterea, vă luptați cu voi. Cavalerul de spade. Și probabil că la un moment dat veți risca să o luați de la zero. În ce direcție? Voi știți. Cavalerul de spade, o energie iar foarte imprevizibilă. Vreți să manifestați, într-adevăr, o nouă relație, vreți stabilitate. Vreți. Dar pentru asta trebuie să vă vindecați. Eventual de comunicarea cu cineva, un personaj imatur, în comunicare. Nu vorbesc de că e tânăr, e imatur, nu poate să fie orice vârstă, da? Care, față de care simțiți pasiune, simțiți atracție, dar sunt și multe, multe responsabilități, poate și adicții pentru băutură, poate și adicții pentru plăceri egoiste, iar variază. Clarificăm acum, hai să începem clarificările, pentru că se poate schimba, am zis, nu că se poate, chiar se schimbă. Clarificăm 5 de monede în poziția 5 de monede. Paletul de monede. În sufletul vostru vreți să oferiți cuiva comunicare, vreți să vă întâlniți cu cineva, să arătați cuiva cât înseamnă pentru voi, dar ei arată acest lucru? Interesant, ce am mai văzut mai devreme. Ei arată acest lucru? Vă simțiți atras de cineva, dar acești oameni v-au refuzat. Unii dintre voi vă simțiți singuri acasă. Vă simțiți atrași de altcineva? Poate. Poate. Mai dăm o carte totuși pentru valetul de monede și 5. Dacă aveți probleme financiare, așteptați comunicarea cu cineva, valetul comunică, eventual un dar de la cineva, ca să se echilibreze viața voastră financiară. Dacă, pentru unii, da? Pentru că 5 și 1 înseamnă 6. Eventual așteptați în sufletul vostru reciprocitate din partea persoanei care v-a părăsit. Sau, eu știu din ce, cam greu. Cam greu. Clarificăm valetul de monede și 5 de monede.
Ia uite, conflicte. Cineva vă joacă mental. Poate v-a oferit puțin, da? Valetul de monedă, o întâlnire, un dar, ceva și pe urmă v-a părăsit. Cineva vă manipulează. Cineva vă manipulează. Mare grijă. Și vă și dezamăgește. Mă, parcă n-ați mai trecut, măi, și anul trecut, și acum 2 ani. Ce faceți? Pentru ce fecioare? Eu sper că vorbesc pentru fecioarele puternice. Dar aici am senzația că... Ce? Că ce? Încă mai țineți la acest personaj? Păi măi, vindecați-vă. Aici e provocarea. Vindecați-vă. Echilibrați-vă. Am zis că mergeți înspre diavol, înspre obsesie, înspre adicție, înspre codependență, înspre o energie karmică, toxică. Clarificăm echilibru, te rog frumos. Provocarea este echilibru. Comunicați mai cu îngerii, găsiți-vă hobby-uri, da? Nouă de monede are multe preocupări. Crește pe multe planuri. Echilibru. Clarificăm echilibru pentru fecioare. Aveți discuții cu copiii voștri din cauza că ei vor bani și voi nu aveți suficient să le dați. Pentru unii e posibil și asta. Provocare interesantă, echilibru și steaua. Vindecare! Asta este calea, vindecarea. Nu ce căutați voi, îmi pare rău. De fapt, nu-mi pare rău. Nu-mi pare rău, pentru că tarotul vă arată. Vă arată. Trebuie să scăpați de aceste trădări, de această de o pierdere. Vrei să scăpați de o pierdere? Țineți la o dragoste care vă face foarte fericiți, dar mare atenție că pentru unii această dragoste și această atracție ar putea să fie să vă atragă într-un triunghi amoros. Pentru unii. Nu întâmplător apar aceste avertizări. Clarificăm marele preot. Rugați-vă! Rugați-vă! Marele preot. Clarificăm marele preot pentru 6 de vâte. Interesant. Ar putea să fie un personaj care este căsătorit, care a apărut în viața voastră și v-a impresionat, că atrage atenția. Dar mare grijă dacă este căsătorit. Dacă nu e căsătorit, poate să aibă un contract. Pentru mine, marele preot înseamnă și contract. La locul de muncă. Și să trebuiască să meargă din loc în loc ca să atragă, eu știu ce. Un personaj care atrage 6 de vâte. Dar care are un contract. E o căsătorie sau, repet, un contract la locul de muncă. Mai dăm o carte pe acest trecut. 6 de vâte și marele preot. Pentru unii e o căsătorie. Și în acea căsătorie un personaj atrage atenția asupra sa. Probabil că voi încercați să vă vindecați de o boală, de o pierdere, 4 de spade, de o situație neplăcută acasă, să vă vindecați și să vă reconstruiți viața. Cavalerul de monede sunteți chiar voi, Marte, în zodia Fecioare. Încet, 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 pas cu pas, cărămidă cu cărămidă. Am senzația că sunt doi cavaleri, să zic, sau două personaje foarte diferite. Unul precaut pentru că 4 de spade e eremitul, varianta mică. Care își pune în ordine gândurile și acțiune, celălalt care încearcă să impresioneze, dar care are în spate mare grijă un contract. Ia! Este și dragoste. Vă simțiți atrași, pentru că sunteți foarte diferiți. Dar există și secrete, există și un mister referitor la o relație și acestea aduc, iau, de stres, da? Aduce iar energie toxică. Într-un fel sau altul. Poate unii dintre voi încercați să vă refaceți viața, să vă vindecați de un personaj narcisist,
care era căsătorit și poate n-a știut voi că e căsătorit sau chiar dacă era căsătorit, călca înspre exterior, da? În afara cercului, să zicem, și ați încercat să vă vindecați patul de spade și să vă reconstruiți viața în trecut. Rămâne de văzut, dar văd că acum, în prezent, măi, 5 de spade, pentru ce să țineți la acest personaj care se joacă mental cu voi, măi, 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 măi. Care vine din când în când, oferă ceva și pormă iar vă lasă? Asta e jocul mental. Mai. Clarificăm 9 de monede în prezent. Fiți înțelepți, înțelepte. Personaj independent, dacă sunteți singuri, bucurați-vă de singurătatea voastră, da? Pentru că aveți ce face. Aveți lucruri, multe lucruri înălțătoare de descoperit. Clarificăm 9 de monede în prezent. Cum a depinde de la hartă natală la hartă natală? Unii sunteți puternici, alții sunteți mai slabi. 9 de monede. 9 de monede. Pentru fecioare în prezență. Regina de bâte și 9 de monede. Interesant. Anul 2 inspiră. Fiți persoane creative, conștiente de reușitele voastre, de frumusețea voastră. Acestea ce sunt? Și aveți de ales între a plânge după cineva și a manifesta ceva nou, o nouă relație. Dar acest as de monede poate să fie afacerea voastră care va aduce independență, o afacere creativă. Mare grijă. Mare grijă. Ce alegeți? Mare grijă ce alegeți. De-aia zic, dacă sunteți conștiente și aveți încredere în voi, puteți manifesta asul de monede. Nu să așteptați să primiți de la X de la Y. Nu, să aveți voi tot ce vă trebuie. Da? Afacerea voastră, abundența voastră. Dar pentru asta trebuie să fiți voi în autoritate, să fiți conștiente. Și pentru a fi conștiente trebuie să manifestați vindecare. Nu să stați în regrete și să plângeți după unul și după altul. Ia uite. Aveți grijă ce alegeți. Da? Între a vă asculta intuiția și a vă păcăli. Am senzația că unii vă păcăliți într-o dragoste. Vom mai trăi și vom mai vedea ce se va întâmpla anul ăsta pentru unii care nu aleg corect. Clarificăm regele de spade. Regele de spade. Clarificăm regele de spade în viitor. Pentru fecioare, soare, uite, 6 de monede. Echilibrați-vă viața. Dacă cineva vă dă aici, trebuie să înțelegeți. Și ne oferă și în altă parte, nu are timp suficient de voi. Și cine vine, vine, oferă un pic și pormă iară pleacă. 5 și cu 1, 6, da? Apoi, despre finanțe, dacă aveți probleme financiare, găsiți soluții inteligente, strategii. Dar aveți grijă cu cine colaborați, nu comunicați cu dușmanii, cu cei care vă bârfesc. Apropo de finanțe, că a zis că să mai zic și de finanțe, dar puteți să manifestați un nou proiect. Independență financiară. Dacă alegeți, dintr-o conștiință a ceea ce puteți să fiți, dar pentru asta, repet, trebuie să vă vindecați și să fiți în echilibru și să vă cunoaște, să vă investigați destinul, să vă cunoașteți destinul. Altfel, da, este asul de monede este urmat de îndrăgostiți, pentru că îndrăgostiți nu vorbesc doar de dragoste, atracție, ci și de alegeri. Ce aleg să manifest? Ce aleg să manifest? Clarificăm magicianul pentru fecioare, soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în fecioare.
soarele, una Venus, ascendent, o domnul, una fecioară. 10 de monede. Da, poate să fie afacerea voastră, manifestați afacerea voastră, 9 și cu 1, 10. Dar, mai vedem, mai vreau o carte. Pentru că la capătul setului de cărți trebuie să puneți punct iluziilor. 10 de cupe și 7 de cupe. Aveți impresia că cineva vă face fericit? E o iluzie. E o iluzie. Pentru unii. Mai dăm o carte pentru acest 10 de monede și magicianul. Magicianul și 10 de monede. Magicianul și 10 de monede. Sfatul pentru fecioară. Te rog frumos. Nouă de spade și confuzii. Și 10 de cupe. Ia uite. 10 de cupe, confuzii și griji. Aici este. Mare grijă că cineva, posibil cineva vă manipulează, am zis. Este căsătoritare în spate, o căsătorie, o familie, o tradiție, o cultură. Comunicarea cu acest personaj vă creează și vise, dar și stres. Acum, sfatul este... să vă concentrați pe stabilitatea voastră financiară, să comunicați cu familia. Asta este. Magicianul gândește și vorbește, dar are toate resursele. Atât timp cât nu aveți credință, care e aici provocarea. Deci magicianul are 5 resurse. Cele 4 elemente, al 5-lea este credința. Dacă voi nu ați vindecat și nu vă rugați, riscați să manifestați, dorința voastră de a manifesta stabilitate, o relație de lungă durată, risca să manifestați o iluzie. Mare grijă. Pentru că magicianul este, reprezintă Mercur. Și Mercur înseamnă a gândi. A gândi. Dar nu în sensul de a vă lăsa multe gânduri să vă tulbure mintea, ci a raționa, regele de spade. Ce este corect, ce este incorect, ce va aduce echilibru, ce nu va aduce echilibru. Cine se poartă corect, cine nu se poartă corect. Cine vă dă suficient timp, cine nu vă dă suficient timp. Da, aveți un suflet pereche. La care vă gândiți, nu zic nu. Dar deocamdată nu este clar ce cu acest suflet pereche. Clarificăm turnul. Clarificăm turnul exterior pentru fecioare. Clarificăm turnul exterior pentru fecioare. Clarificăm turnul exterior pentru fecioare. Soare, luna, Venus, ascendent, o domnul în fecioară. Este cineva care e la distanță? Care așteaptă? E o separare de cineva. Poate sunteți voi așteptând să vină acest personaj sau să comunice, dar turnul înseamnă separare. Separare. Din cauza distanței. Poate a fost comunicare online,
Da? Și acum se așteaptă. Această persoană, acest personaj vă influențează. Separarea, distanța, așteptarea. E un cavaler. Da? E un cavaler. Care ba vine spre voi să se împace, justiția, creând impresia unei justiții, creând impresia unui echilibru. Da? Ba vă lasă în frig, în ceață, cu acest eremit, vă lasă singuri, cum am văzut la 5 de monede. Ba vine, comunică pasional, blochează și se duce în altă parte. 8 de cupe. Vă este teamă să vă detașați? Vă este teamă? Aveți impresia că nu vă puteți detașa? Este teama voastră de transformare? Pentru că 8 de cupe înseamnă transformare. Este în poziția fricilor. Vă este teamă să fiți părăsiți? Și mai grav. Și mai grav. De-aia apare. Vă este teamă pentru că vă simțiți abandonați. Și unii dintre voi acceptați aceste jocuri. De-aia zic, în viitor, în prezent alegeți, mare grijă ce alegeți, ca în viitor să puteți manifesta principial relații echilibrate. Eventual, cineva cu marcaj puternic, semn de aer, vă oferă și alte persoane. Vă convine? Nu știu. Eu am zis că și cărțile, nu că doar eu. Până la urmă, ăsta-i tarotul. Provocarea este să vă echilibrați și să vă vindecați, măi. Asta e provocarea. Pentru că vă e frică de abandon și din cauza aceasta acceptați orice. Unii dintre voi. Pare foarte rău. Pentru cine vorbesc, măi? Haideți, mă, că aveam și fecioare puternice. Vă rog frumos, nu mai vreau să mă conectez la fecioarele astea slabe. Vă rog frumos. Este, sunt fricile voastre, 8 de cupe. Nu sunt ale mele. Ale voastre. Repet, pentru că vă simțiți singuri. Pentru că aveți probleme. Pentru că ați pierdut eventual pe cineva, vreți să alegeți o nouă direcție. Dar mare grijă ce alegeți. Noua direcție poate să fie stima față de voi, astfel de monede, să faceți o nouă afacere, să creați ceva. Să creați nouă independență. 9 și cu 1, 10, o colaborare care poate să creeze moșteniri. Colaborarea poate să ținești de colaborări profesionale. Clarificăm cavalerul de cupe în poziția dorințelor. Da, s-a văzut la început în ce direcție mergeți unii dintre voi. Cavalerul de cupe. Înspre adicții. Păi, nu se poate. Asta înseamnă că unii dintre voi n-ați învățat. Nu v-ați vindecat de acest sentiment de abandon. Vindecați-vă. Păi, plătiți-vă niște psihologi, vă rog frumos. Unii dintre voi trebuie să vă plătiți niște psihologi. Regina de spade și 8 de muncă. De 8 de muncă. 8 de monede. Regina de spade. Vă doriți să comunicați cu cineva, să munciți în relație, să comunicați, să le expuneți, nu știu ce, adevărul, să le oferiți emoțional, să le explicați emoțional sau să explicați ceva, să munciți într-o relație, să transformați o relație. Pentru unii dintre voi, vă trecele și regina de spade. Ați vrea să fiți partener către acest domn, eventual, sau către acest rege de spade, ați vrea să fiți parteneri. Dar acest personaj mai dă în altă parte. Cum să fiți parteneri? Credeți că dacă oferiți, dacă vă implicați, voi munciți și oferiți emoții, credeți că îi vindecați? Nu. Bine ar fi să se vindece și ei, dar important e ca voi să vă vindecați această tendință. Acum, pentru alții, frumos ar fi să mergeți la un consilier emoțional. Da? Cavalerul de cupe poate să fie un consilier emoțional. Regina de spade poate, ca să ajungeți voi înțelepți, munciți. Munciți. Aveți 8, 9, da? Și încă 1. Luați un proiect, investiți acolo energie maximă și creșteți. Financiar, energetic, spiritual. Asta este vindecarea voastră și asta este prin acest lucru veți deveni înțelepți. Ar fi mare lucru. Dar unii vedeți unde sunteți. Ce să zic? Conflicte interioare, ia uite. Decepție.
la distanță, care va duce în continuare conflicte. Mare grijă! Mare grijă! Iar distanță, împăratul, cineva care vă controlează într-un fel sau altul, iar triunghiuri, colaborări, în ce sens triunghiuri? Colaborări. Poate nepotrivite, poate să fie un contrar la locul de muncă, în care nu primiți bani suficienți. Adaptați-vă, vă rog frumos, mesajul, pentru că nu pot să dau, eu știu, mii de scenarii pentru fiecare, da? Adaptați-vă și, dragii mei, nu toată lumea trăiește aceleași povești. Sunt diferite, sunt personalizate, de-aia suntem unici. Așadar, în prezent, nu e sfat, dar e o vibrație, este o oportunitate cu astfel de monede. Da? O oportunitate. Dacă vă vindecați, puteți să manifestați ceva nou. Un nou sentiment de valoare, independența voastră, creativitatea voastră. Dacă munciți, da? Dacă vă vindecați, dacă discutați cu cineva înțelept despre aceste conflicte, despre aceste dezamăgiri, trebuie să discerneți între iluzie și realitate. Și pentru asta nu puteți să fiți în stres. Nici în confuzie. Aveți opțiuni. Dar cea mai importantă opțiune este vindecarea voastră. Și repet, cineva trebuie să înțeleagă. Vindecarea voastră vă aduce această nouă oportunitate. Învățați să vă creați oportunitățile. Clarificăm puterea. Clarificăm puterea. Clarificăm puterea. Mai. Clarificăm puterea pentru fecioare. Doi de cupe. E o luptă. Între voi și un suflet pereche, dar sunt și secrete. E o confuzie. Da, vă simțiți fericiți, într-adevăr. Vă simțiți atrași. Ați vrea să mergeți înspre ei, că vă consumă distanța eventual. Dar sunt și niște secrete. Și atunci, sunt și niște frici. Și atunci, până ei vă dezvăluie fricile, secretele, până ei sunt disponibili să ofere reciprocitate, voi vindecați-vă. Nu vă aruncați în... Clarificam eu cavalerul de spade. Niște vești. Sau o acțiune impulsivă cu cavalerul de spade și nebunul, acțiune impulsivă. Neașteptată. Sper că nu e a voastră. Cavalerul de spade. La cum arată cărțile, eu vă sugerez să vă duceți să vă consultați cu cineva. Să vă rugați. Să mergeți la biserică. Cavalerul de spade. Interesant, la doi de cupe văd pe cineva care vă oferă asistență. Vă susține și nu zic musai că e proveste de amor. Poate să fie un prieten, o prietenă, un om de suflet care vă ajută în această luptă interioară. Ar putea foarte bine să fie. Pentru că doi de cupe repede nu înseamnă doar suflete perechi. Sunt prea multe cărți. Și de fapt, sufletele perechi sunt și oamenii care ne vindecă. Pot să fie doctori, asistente, psihologi, să fie parte din sufletele noastre perechi. Pe care întâlnim o perioadă suficientă de timp
cât să ne vindecăm și să mergem mai departe. Iar steaua este o persoană cu capacități de vindecător. Un vindecător, de fapt. Comunicați cu acest personaj. Cavalerul de spade. Uite că nu vrea să vină. Cavalerul de spade. Nouă de băte. Iar niște vești despre aceste dezamăgiri. Niște vești neașteptate. Lucruri despre care nu știți, dar bănuiți. Conflicte, dezamăgiri. Iar conflicte, iar secrete. Și nebunul? Bănuiesc că nouă de băte îmi arată că unii dintre voi care totuși vă veți căuta totuși echilibru și sănătatea în relații și creșterea spirituală și vă alegeți oameni înțelepți în preajmă, unii dintre voi veți bloca această energie. Veți bloca această energie. Pentru că vine cu prea multe conflicte. Clarificăm nebunul. Și atunci o luați de la zero și manifestați unul. Magician. Reveniți la sfatul. Da? De a vă concentra pe familia voastră, pe stabilitatea voastră. Ia uite. Asta e. Cavalerul. Asta vreți? Împăratul. Acesta, împărat. Este un bărbat matur. Nu e împărat. Un bărbat matur care iubește plăcerile. Care iubește plăcerile. Dacă e blocat, este minunat. Care vrea să o ia de la zero? Și pe urmă iar vă lasă și iar o ia de la zero. Mai. Aș mai vrea o carte pentru sfaturi. Pentru fecioară. Regele de cupe. Echilibrați-vă emoțional. Că asta înseamnă regele de cupe. Să fiți deasupra emoțiilor. Echilibrați-vă. Căutați un consilier. E regele de cupe consilier. Și regina. De spade poate să fie. Căutați pe cineva. Eu așa simt. Fiți în echilibru. Regele de cupe nu arată tot ce simte. Dacă simțiți ceva, nu arătați. Fiți în echilibru. Vindecați-vă. Da? Și dacă voi sunteți în echilibru, puteți să-i vindecați voi pe ei. Dar pentru asta trebuie să le blocați acțiunile impulsive și dezechilibrate și apoi să-i consiliați. De ce nu? Dacă tot e sufletul vostru pereche, care încă e nedezvoltat, nu-i așa? Da, consiliați-i. Dar deocamdată e o problemă acolo. Eu sper că știu că sunt destule fecioare care sunt aici în preajma acestui canal de mulți ani. Și știu că au trăit dezamăgiri foarte mari. Eu sper că au învățat. Eu nu vorbesc acum cu acele fecioare, poate cu altfel de fecioare. Dar acele fecioare despre care am tot făcut etalări în anii anteriori și care au trecut prin dezamăgiri și ascultă și tarot și alte chestii. Sper din tot sufletul că v-ați echilibrat și dacă aveți de-a face cu o situație, un suflet pereche care încă nu s-a trezit, cu răbdare, încercați să-i vindecați. Variază, vedeți unde sunteți. Dar altfel, unele, aveți tendința să vă duceți voi chiar în cum se zice, în brațele diavolului, în bărlogul ursului, cam așa se zice, sau al lucrului. Mesaj pentru fecioare. Ce frumos trandafirii galberi. Entuziasm și prietenie. Păstrați-vă entuziasmul. Fiți prietenoși. Dar asta nu înseamnă că trebuie să picați în brațele celor care joacă mental. Păstrați-vă echilibru. Prietenia e una, entuziasmul e alta. Astea se pot manifesta și
această vibrație înaltă, da? Fără să picați în brațele manipulatorilor și a cavalerilor care vin, pleacă, o ia de la zero, iar oferă, iar vă lasă, da? Iar vă separați, iar vă așteptați. Clarific, a, ce să mai clarific? Ia, tot trandafir, interesant. Știți că în septembrie sunt trandafiri. Trandafirul galben și trandafirul alb. Ce zice? Puteți să începeți ceva nou, dar înțelepciune, da? New start și înțelepciune, wisdom. În înțelepciune. Și acest nou început, manifestați-l mai degrabă în viața voastră și apoi veți vedea ce veți primi. Pentru că regina de putere magnetică, cu alte cuvinte, veți vedea ce atrageți în momentul în care vă concentrați pe voi. Alegeți cu grijă. Anul ăsta alegeți cu grijă. Alegeți cu grijă. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Sper că v-a plăcut și ați găsit niște răspunsuri. Numai bine, vă pup. Pa, pa!